Are 12,9% miere de albine. Oh. Wow, ce-am făcut! Ciofelia am dat-o pe jos. Are un biscuit alb și sub el are o cremă neagră și după aia mai are un blat negru, mă rog. Frate, 30 de lei, un kilogram. Da. S-a dus mai la dieta mea. Ale, frate. Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar în episodul de astăzi din Otto Mănâncă vom mânca un mare tort de la Lidl, fraților, Chef Select. În ultimele luni am văzut acest tort la Lidl, dar am ezitat să-l cumpăr și sunt convins că foarte mulți dintre voi ați ezitat să cumpărați acest tort, iar astăzi l-am cumpărat special pentru voi, pentru a vedea dacă este bun, dacă se merită și raportul preț-calitate. Bun, fraților, haideți să-l desfacem. Acest tort a costat 30 de lei. Sunt aici cu prietenul meu Ionuț pentru că nu voi putea să-l mănânc singur. Are aici o protecție de plastic foarte bine gândită. Și aici are o bandă așa. Cu de plastic, să-l țină, să nu se înșire. Așa. O punem aici, frumos. Eticheta acestui tort arată cam așa. Haideți să vedem repede câte calorii are și ce conține. Deci se numește tort cu ciocolată și aromă de vanilie, Chef Select de la Lidl, blat cu cacao și blat cu miere, tort cu ciocolată și aromă de vanilie, cum ziceam. Are 1 kg, iar ca și calorii are 324 de kilocalorii pe 100 de grame, asta înseamnă că tot tortul ăsta are 3240 de calorii. Ce mi s-a părut interesant este că are miere în el. Haideți să căutăm aici pe etichetă, să vedem câtă miere are. Are 12,9% miere de albine, deci că zahăr ouă. Ingredientul principal, 38%, este crema de ciocolată, făcută cu 18% lapte praf integral. Da, nu are așa multe euri și mă gândesc că e bun. Are un preț foarte bun, 30 de lei pentru 1 kg. Este ambalat foarte bine, plastic. Este mai ieftin decât cel de la cofetării, ca să zicem. Da, mult mai ieftin decât la cofetării. Și de asta sunt convins că mulți ați vrut să-l încercați, să-l luați, dar ați ezitat pentru că mi s-a părut foarte ieftin și mie mi s-a părut foarte ieftin, dar pentru acest clip îl vom testa, amândoi ne vom spune părerea, ce gustare și dacă se merită, bineînțeles. Hai să vedem. Are cookies. Arată foarte bine. Wow, ce-am făcut! Ce-am făcut! Dar am scos o pastă! Am scos o pastă, ia uitați cum arată, fraților! Ciofelia am dat-o pe jos! Ia uite pastă, nu? Ok, să-i dăm notă. Și o iau pasta după jos. Hai că n-am crezut chiar. Adică s-a răsturnat un pic. Bun, fraților, haideți că l-am tăiat, am făcut o grămadă de mizerie pe aici, dar acum a venit momentul mult așteptat să gustăm tortul de la Lidl. Hai să vedem ce ne-l dăm. Hai, Ionuț, hai să băgăm. E bun. Surprinzător, nu e așa de dulce cum așteptam. Da. Interesant. Mamă, deci, fraților, zici că e budincă din aia, Danet, de la Danone. Foarte interesant, foarte bună crema albă. Nu focalizează. Da, e super bună crema. Îl mai ia din dulceață, ca să zic așa. Dar e un pic cam sec. Da, n-are, nu e siropat suficient. Are singurul dezavantaj, cred. Are și blatul ăsta pe asupra, bucățele din blat. Are mult blat, are o felie, două. Adică nu are așa mult blat. Nu are, are și biscuit de pe sub sau voi de bine. Ce? Tot blat. Tot blat. E sub stratul ăsta. Ah, sub stratul ăsta alb. Da, biscuite. Are un biscuit alb și sub el are o cremă neagră și după aia mai are un blat negru, maro. Foarte bun. Frate, pentru 30 de lei
Și surprinzător, n-am văzut așa multe lucruri pe etichetă. Deci chiar recomand tortul acesta pentru onomastici sau evenimente. Chiar mai bun ca cel de la cofetărie, care e făcut cu margarină. Majoritatea nu mai pun untul cum era pe timpuri, smântâna aceea grasă, ca să faci frișca și tot ce trebuie. Frate, 30 de lei, un kilogram. Da. Să faci platul, să crește. Și ai văzut mai mult. Ai văzut, nu sunt așa multe euro pe etichetă. Are și miere, 12%. Da. E super tare, nu vine să cred. Fraților, încercați-l pentru că nu veți regreta. Nu veți arunca mai bani degeaba. S-a dus la dieta mea. S-a adevărat. Acum, bombă calorică. Îți dai seama, 3200 de calorii. Totul ăsta. Sper să mă mâncă și eu un kilogram. Trebuie să suflet. Deci am mâncat un sfert de tort în câteva minute. Mai avem jumătate de tort aici și o să-l mâncăm mai târziu. Mă bag să editez vlogul. Concluzia acestui clip este că se merită, fraților, 30 de lei de la Lidl, Chef Selection, cel mai ok tort pe care l-am cumpărat vreodată din supermarketuri. Bine, nici nu prea am cumpărat eu torturi din supermarketuri, v-am zis, am ezitat de foarte multe ori să cumpăr acest tort, l-am mai văzut în trecut, de anul trecut îl tot văd, am mai văzut persoane care l-au cumpărat și mi-a venit o idee de clip acum, să-l cumpăr pentru un episod din Nota Mănâncă și să-i fac o recenzie alături de prietenul meu Ionuț. Salutare încă o dată și uitați un like și subscribe butoanele pe acolo. Da, click, pac, pac, pac. Da, fraților, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un comentariu și să vă abonați, să activați clopoțelul de notificări, pentru că eu voi posta minim 2 clipuri pe săptămână din seria Foto Mănâncă și Slăbește cu Otto, așa că trebuie neapărat să fiți abonați cu clopoțelul pentru a nu rata următorul episod. Până data viitoare, eu sunt Otto, nu uitați să faceți mișcare, să mâncați sănătos și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte bune pentru corpurile voastre. Până data viitoare, vă salut, ciao!